greșită, făcută echipa greșită. Nea Gigi... Gigi, puțin... trimite-l pe Chiricheș la Mariana, da. Că dacă puțin mai neinspirat. E bine, le-a spus, știi, că ne-a spus luni că va schimba din echipă, pentru da, că da, da. Sunt foarte multe meciuri, vor urma meciuri din 3 în 3 zile. Deci uite că nici nu trebuie să joci încă pe lucrurile. Chiar fundași puteau să bați. Păi nu aveau. Uite, păi, mie mi-a plăcut Alexandru. Ți-a plăcut Alexandru? Păi ce, să joace fundaș central? Păi da, Alexandru joacă și fundaș central. E prea fiar, da, da. Cu băieții aia de la Hermannstadt care mănâncă copii cruzi, tu știi ce făceau cu Alexandru? Da, ai văzut ce a făcut Moldărășanu? L-are pe Iancu și nu-l bagă pe Iancu, îl bagă pe Neguț. No. Că e mai viteză, mai viteză și mai pe forță. Da. Nu, nici n-avea deci, pe cine să bage. Deci i-a descifrat și dacă mai sunt și antrenori ca Moldărășanu. Adică Moldărășanu, stai, a zis Mitica Dragomir așa, după meciul cu Faru. Gigi Becali, antrenorul Gigi Becali l-a bătut pe antrenorul Gică Hagi. Se poate spune aseară că antrenorul Moldărășanu l-a descifrat pe antrenorul Gigi? Bineînțeles, ha? Și cu jucătorii de valoare sub media FCSB-ului. A? Pentru că sunt jucători care au retrogradat anul trecut cu Chindia, nu? Uh-huh. Sunt jucători care au fost la asta da, și dar s-a desfințat. Dar nu uitați că mă acolo de câțiva ani. Da, dar se vede filozofia de joc al Moldărășanu. Un grup care e greu. La ora actuală, dacă ne uităm tot fotbalul mondial, nu mai sunt jucători care sau echipe care au 2-3 jucători care spun că poate să facă diferența să câștige un campionat. Nu. Au făcut un grup și toate da. Echipele joacă pe grup. Și cum aleargă și ce presiune, ce agresiv. Și pe da, mine, tu când are mingea și când nu are mingea. Nu voi. Și când am spus-o la echipa națională a României că ei din nu o să aducă alți jucători, fiindcă nu o să schimbe grupul, fiindcă el merge pe grup, toată lumea l-a făcut harcea pacea, că zice, ce domnule, avem nevoie de grup? Da, noi la echipa națională avem nevoie de un grup. Nu, că nu avem jucători de valoare în care să putem să spunem că ne bazăm pe ei. Poate. Iannis dacă își va reveni, poate. Știi ce am zis, Marzan? Mai... Care era, nu mai știu cine mai era în emisiune, dacă era vreun de voi marți în emisiune, da? Mai înțelegi ce am zis lui Gigi Marz, nu? Când s-a terminat, da? Zice, i-am zis, vedeți, aveți grijă că nu bateți la Sibiu. O, gata, ești obraznic! Nu mai, la finalul discuției. Ești obraznic, bă, ce tupeu ai! Gata, nu mai vorbesc cu tine, gata. Era la finalul discuției, am dat-o și zic, vedeți că nu bateți la Sibiu. I-am zis aia, gata, adică ce tupeu are ăsta, Luțule, îi zice, ce tupeu are Horia. Adică am bătut la Faru și nu bat la Sibiu, da, nu? Da.